În Cronicări 125. Face balos rotunzi. Aici băgăm asta, ața, hai să vedem că nu ne-a furat-o nimeni. Nu ne-a furat-o nimeni, deci aici avem ața. Aici, pam, pam, cum leagă ea, nu știu. Aici avem cardanul, care nu este întreg deocamdată, pentru că nu vrem să-l lăsăm afară, pentru a nu rămâne fără el. Roți, pam, pam. Și arată în spate. Roți, pam, pam. Dar chiar mă, dacă era fără roți. Deci cam asta e presa. Crone CR 125. Să fac și o poză. Bun, revenim cu tractorul care este la bunicul în curte. Bun, deci venim în momentul să prezentăm tractorul. Vorba de un Fendt 310 turbomatic. Cam așa e în spate. Aici avem, pam, pam, priza, aici, am murdărit, așa, aici avem cuiul, unde e cuiul? Aici ai cuiul, ăsta e cuiul, care îl băgăm aici, sau din jos, mamă, dar ce greu e să întrag, dar aici avem un tiranț de ăsta, contra cui zice, aici tiranții. Ce să vă mai arăt aici în spate. Aici avem o jojă de ulei. Nu mai știu ce ulei e aici. La transmisie, nu știu. Ăsta, nu mai știu ce e. Aici avem decuplat furtunele. Ce să vă mai arăt. Pam, 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 pam. Tractorul nu este nou, dar este foarte îngrijit. De aici putem coborâ sau ridica tiranții. Tiranții fiind ăștia pentru cei care nu știu. Avem aici niște cauciucuri noi, nouțe. Pe R39. Și pe față avem, pe spate avem, ce firmă-s? Allianz, ceva de genul. Pe față avem Michelin. Pe R24. Aici avem o altă generație. Pe astea le-ați mai văzut voi. Avem un încărcător mai lux. Tractorul este destul de mare, perfect pentru noi. La 110 cai parcă. Și l-avem și pe ăsta alt. Aici avem cupa care trebuie vopsită, dar este în stare perfectă de funcționare. Am și cauciucă pe stânga. Bun, hai să mergem înăuntru. Bun, aici avem un cui pe față. Uita să vi-l arăt. Aici cuplăm brațul, încărcător, cum vreți să spuneți. Legăm furtunele și ne băgăm. Se cuplează singur. Aici avem un contact, nu contact, nu mai țin minte cum îi zice. Un fel de, ca și cum ai luat borna jos la bateria, asta întotdeauna după când nu îl folosim, trebuie luată jos. Stați un pic că trebuie costi forță. Nu știu cum să-l prind cu mână. Bun, l-am pornit, vedeți acum ai pornit în sus. Are și indicații pe el. Bun, hai mergem pe partea, uite aici, scrie Farmer 310. Cam așa arată din față. Deschidem aici ușa, pam. Ma. Și intrăm în interiorul tractorului. Perfect. Da, bun, aici începe cascadoria. Știu unde să țin telefonul ca să vedeți tot. Și aici avem volanul, care i-am pus noi chestiuța asta. Aici. De aici avem claxon dacă apăsăm, tragem, avem flash la faruri, blițăm. De aici dacă învârtim avem ștergătorul la parbriz. Ce mai avem? Aici avem inversorul, spate, față,
Și dacă tragem de asta, putem să mutăm volanul, dar nu pot cu mână. Putem să mutăm volanul ăsta, să-l mut mai în față. Tragem de manetă și împingem de volan. Volanul merge în față. Bun, aici avem joystick-ul. Scrie ceva pe el, nici nu m-am uitat ce scrie. Joystick-ul pentru încărcătorul frontal. Tragem către noi, ridicăm brațul, împingem jos, lăsăm brațul jos, stânga-dreapta, controlăm furca sau cupa. Putem să-i deschidem parbrizul, geamul ăsta, ușa, geamul ăsta, ăsta din spate, trapa, tot ce vrem noi. Vai, ce bine vine aer, foarte cald afară. Deci, aici avem joystick-ul, butonul ăsta nu trebuie apăsat, doar în caz că avem cupă crocodil, sau cum îi spuneți voi, nu știu. Ăsta e deschis. Ăsta era deschis, wow, dacă ploua, ploua în el. Deci, avem acest buton pentru funcția a treia a joystick-ului. În caz că avem cupă crocodil, dacă apăsăm butonul, putem să controlăm acea gură care mușcă. Aici avem cheia. Pam, dăm o dată, îi punem contactul. Mai dăm o dată, tractorul pornește. Aici avem niște butoane care nu ne ajută cu absolut nimic, numai doar un bord. Pusăm, sta, mișcă un pic. Mamă, ce cald e. Aici avem ceva mai important, schimbătorul de viteze. Tractorul are 6 viteze. Aici avem frâna de mână, trasă full, pusăm ambreiajul. A, cred că vă plac șlapii. Avem aici către noi a întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea și în capăt de tot avem a șasea, cum este la liber, legăm într-a întâia. La acest schimbător nu avem mașalier, tot ce trebuie să facem, de exemplu vrem să mergem cu a întâia în spate, doar apăsăm ambreiajul și apăsăm pe inversor. Acum tractorul merge cu a întâia în spate, deci nu avem mașalier aici. Dacă voi dați a șasea să mergeți cu a șasea înainte, opriți, apăsați pe inversor, pe butonul ăsta, mergeți cu a șasea și înapoi, la aceeași viteză. Bun. Aici avem ceva control pentru plug. De aici setăm adâncimea și ridicăm plugul și lăsăm. De aici tot ceva la plug. Aici tot ceva la plug. Aici sunt tiranții sau aici. Aici sunt tiranții. Bun, ce mai avem la fend? Mai avem această manetă cu broască testoasă care merge super încet sau iepure. Ca să vă dați seama cum merge pe iepure cu a întâia, cu broasca merge pe a șasea, cum merge ăsta cu a întâia. Ca să vă dați seama ce încet merge. Deci, pe broască nu ai viteză, dar ai turație foarte mare și puterea maximă a tractorului. Bun. Aici sus, aici mai avem o manetă de pe care controlăm remorca, bascularea remorcii. Avem un scaun pe aer. De aici îi dăm comenzi, dacă vedeți, nu știu să vă arăt. Așa aici. Deci putem da scaunul mai în față sau mai în spate. Deci mai avem un buton, nu știu care, ce face. Aici avem un mic spațiu de depozitare, o bere, un suc, o ceva. Tragem înapoi. Perfect. Trecem la partea mai interesantă pentru unii copii, girofarul. Uite să dacă-i porni blițul bun. Aici avem aerul, controlul aerului, viteza aerului. Perfect funcționabil. Aici avem aerul condiționat. Farurile de sus pe față, farurile de pe spate de sus. Stați că nu vă arăt bine. Deci aici avem farurile de pe față, de sus, aici avem farurile de pe spate, de sus. Ștergătorul de pe spate, girofar.
casetofon care merge, dar ar trebui schimbat. Schimb pe casetofon de la cu CD. Ce să vă mai arăt? Trapă. Hâț. Apăsăm aici. Hâț. Trebuie să se ridice mai sus, doar că telescopele trebuie schimbate. Ce să vă mai arăt? De aici prindem farurile. Avarii. Accelerația de mână. Pornim priza. Aici avem frână, accelerație. Și ce mai avem? De aici coplăm 4x4. Aici avem 4x4. Aici dezactivăm 4x4. Stai să vă arăt și în bord. Punem contactul. Asta este bordul. Aici avem ore de funcționare. Asta cred că e ora, dar nu-i setată. Aici ne arată bateria asta ca la mașină. Acolo dacă blițăm, dar nu cred că se vede. Becurile la avarii. Aici avem un indicator în caz de urgență sau, de exemplu, dacă depășești limita tractorului de viteză într-o dâmbă, aici o să-ți apară un polițist, da, împățit, un polițist care își dă chipiul jos. Sau, de exemplu, n-ai lăsat frâna de mână, tractorul te avertizează, să apucă să facă urât. Bun, ce mai arăt? Dacă cuplăm 4x4, se aprinde și un beculeț, vedeți? Dar nu ne interesează acel becureț, pentru că avem un bord. Și dacă cuplăm și sateliții, avem un bec și roșu. Cum dezactivăm 4x4, dezactivăm și sateliții. Bun, ce să vă mai arăt? Accelerația de mână v-am spus. Cam atât am avut să vă prezint. Aici îi dăm puterea la priză. E maneta asta. Să dea o focalizare. De aici. Aici avem iarăși vitezele. Avem pe M mediu. Cât, ce viteză să prinde tractorul. Aici avem low. Care merge cel mai încet. Nu foarte încet. Nici nu se prea simte diferența, dar pe S fuge. Deci pe S prinzi viteză mare. Și aici avem pe S. Vitezele vi le-am arătat. Nu cred că mai am ce să vă arăt. Avem aer, stai să vă arăt că e funcționabil. Vedeți că sună. Aici ar trebui un buton la aerul condiționat. Aici trebuia să aibă un buton. Asta nu se învârte. Aici uităm girofarul. Aici aprindem farurile. Și aici se aprinde un bec. Bun, aici ne arată apa la motor. Rezervorul, i-am băgat 100 de litri de motorină și nu-i nici măcar jumate, să vă închipuiți cât intră. Aici, turația motorului, câte ture ai, aici ce viteză ai. În kilometri pe oră, luăm contactul jos. Tragem parbrezul înapoi. Bă, nu pot cu o mână. Da, îl trag eu după aia. Mamă, bă, dar trebuie forță. Adică nu trebuie forță, dar n-am cum să-l trag numai dintr-o parte, că nu vine. Bun. De aici v-am arătat iarăși, să-i dau inversorul în față. Frâna de mână, scaunul pe aer. Nu prea mai am ce să vă arăt. Cam ăsta e tractorul. Păi ne coborâm frumos, băgăm aici mâna, are o clapetă. Ăsta e pe telescop, se deschide singur, doar că nu las că se... Ăsta face urât, nu știu ce, telescopul cred că. Pa, pa!